Deci să dau numerele 28, 35, 49, 120. 1294, 2373, 5401, 145.340, 225.035, da? Scrieți numerele divizibile cu 5 dintre numerele de mai sus. Care sunt numerele divizibile? Deci cu 5? Vedem care dintre toate acestea sunt divizibile 5. Cu 5. Păi să vedem care se împart la 5. Așa. De nou pe toate se împărțim la 5, nu? Da. Asta ar fi o idee. Da, una mai deșteaptă. Care se termină. O să-ți dai. Așa? În 0 și 5. Asta era. Deci, toate numere care se termină în 0 și 5 sunt divizibile la 5. Mă pun pe mine să mă apuc să învăț în partea lui pe fiecare. Am învățat. Da, am învățat criterii de divizibilitate la 5. Chiar notăm. Un număr care se termină în 0 sau 5 se divide la 5. Da? Un număr care se termină în 0 sau 5 se divide la 5. Și autorul a vrut asta să vadă, dacă știți criteriul de divizibilitate. Și înseamnă că numerele sunt 35. Le sublinez, la 35. 120. Deci la, ai zis 120 aici. 145.340. 340, așa. Și ultimul. Și ultimul, sigur că da. Deci acestea sunt numerele. Deci, zicem, se divid la 5 numere. Două puncte. Care numere? 35, 120, 145.340 și 225.035. Așa, și 225.000, 35, da? Bun. Altru. Scrieți numerele divizibile cu 10 dintre numerele de mai sus. Deci scrieți numerele divizibile cu 10 dintre numerele de mai sus. De mai sus. Aici, criterii de divizibilitate cu 10. Oare care este? Că număr se împarte la 10. Dați exemplu de numere care se împarte exact la 10. Care se împarte exact la 10? Da. 100. 100, bun. 20. 20, sigur că 10. Da. 10. 30. 40. Care se termină cu 0. Da. Păi mare lucru. Deci toate care se termină cu 0 se împart la 10. Și înseamnă că este 120. Sunt numele deci, 120. Se divid la 10. Numerele. Și începem. 120. Da. 145.340. Și atât. Da, atât. Mai departe. Amic. 3. Amic. Scrieți numerele naturale divizibile cu 2 mai mici decât 27. Deci scrieți numerele naturale divizibile cu 2 mai mici decât 7. Scrieți numerele naturale. Naturale divizibile cu 2 mai mici decât 27. 27. Așa, să fie mai mici decât 27. 27. Care sunt acestea? Nu cu 2. Deci, scrieți numerele naturale divizibile cu 2 mai mici decât 27. Păi. Aba, dați. Ca să divide la 2. Să fii mai mic decât 27. Toate numele pare. Da. Adică? Inclusiv 2. Inclusiv 0. Da. De la 2. Păi să fie, să se împarte la 2. Dar mai mic decât 27. Deci mulțimea este formată de
Mulțimea acestora este formată din 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 și 26. Asta e mulțimea. Da? Toate numerele pare care sunt de 0, 2, 4, 6 și mai departe. Pe mic. Scrieți numerele naturale divizibile cu 5. Scrieți numerele naturale divizibile cu 5. Mai mari decât 7. Mai mari decât 7, da? Mai mari decât 7 și mai mici decât 48. Deci ele să fie numerele acelea în să fie cuprins între 7. Mai 7 și mai mici decât 8. Și mai mici decât? 48. 48. Hai, B, mi-ai dat cu mulțimea. Care sunt numerele care se împart la 5? Să fie mai mari ca 7? Primul mai mare ca 7 care se divide la 5. Primul. Eu nu sunt mai mare 8. Mă, nu, care 8. Se divide. Care se împarte? Număr 3. 10. Deci cel mai rapid, cel mai 10, următor după 7, 10, da? 10. 10, apoi. 14. 14 se împarte la 13. La 5? Nu, 13. 13 se împarte la 5? 15. Păi, ce facem? 15. 20. 20. 25. 25. 30. 35. 40. 45 și atât. Și atât. Deci toate numerele cuprinse între 7 și 48, care se împarte exact la 5. 10, 15, 20, 25 și mai departe. Altul. Ce mic. Scrieți numerele naturale. Scrieți numerele naturale. Divizibile cu 10. Cuprinse între, cuprinse între 68 și 205. 68 și 205. Mulțimea. E formată din, deci divizibile cu 10, ca să împarte exact la 10. Dintre, dincolo de 68. Mai mari ca 68 și mai mici decât 205. 50. Deci la 68, deci, care e primul care se împarte după 68, care se parte la 10? 70. 70, sigur că da. Primul. 70, apoi. 70, 70, apoi. 70, 80. 80. 90. 90. 100. 100. Și mai departe. 200, urmă cât? 110. 110, din 10, 10. Apoi. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 și 200. Atât. 90, 200 și atât. Ne-am oprit, da? Apoi, 4. Scrieți toate numerele de forma 23 a cuvară deasupra. Toate numerele. Scrieți toate numerele de forma 23 cuvară a 23 de forma 23 a cuvară deasupra divizibile cu 5. Care se împarte la 5. Care se divide la 5, da? Și mai sus ai zis? Da, să mă uităm acum după numărul exercițiu. Așa. Sunt numerele cu 0 și cu 5 care se termină. Care se termină sfârșit cu 0 și cu 5. Deci aici e 230 și 235. 230 și 235. Și 235. Doar două. Gata. Aflați câte numere de forma 7x. În toată 5, nu? Da. Aflați câte numere de forma. Câte numere? Numere. De forma. Care? 7x, 3y,
Valoare deasupra. Da. Divizibile cu 5. Câte numere de forma asta sunt divizibile cu 5? Păi, ultima cifră trebuie să fie 0 și 5. Și x-ul poate fi orice număr de la 0 la 9. De la 0 la 9, da? Câte sunt? Câte variante are x-ul? 10. 10. Și cum pentru fiecare poziție sunt două? Da. O 5. 10 împărțit la 2. Hai, deci, a, atenție multă. Da. Deci, dacă x-ul ia valoarea 0, dacă x-ul ia valoarea 0, y-ul câte posibilități are? Două. Dacă x-ul ia valoarea 1, iar 2, x-ul ia valoarea 2, iar 2, cum x-ul ia, are 10 ori 10, 2. 10 ori 2. Că trebuia să găsim numărul posibil, da? Deci, x-ul are pe rând de la 0 posibilități până la, cât am zis, de la 0 până la 9. 10 posibilități. Iar y-ul pe rând, de fiecare dată, are șansă să fie fie 0, fie 5. Și autorul a spus, găsiți numărul de numere. Câte numere sunt, da? Da? Deci, zicem, x aparține mulțimii. Deci, x aparține mulțimii 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Corect. Iar y-ul? Mulțimii 0 și 5. 0 și 5. Da. Și atunci înseamnă că numărul de numere este egal cu cât 5, 10 ori 2. Ori 2. Deci numărul de numere de forma 7x 3y, numărul de numere, este egal cu, cât am zis noi, cu 20. Numărul de numere de forma asta este egal cu 20. Bun. Și ultimul exercițiu. Da. Scrieți toate numerele de forma 5xx. 6, da? Da. Scrieți. Scrieți toate numerele de forma 5xx divizibile cu 5. Forma x, nu, 5xx. 5xx. Covarea deasupra, divizibile cu 5. Mai puneți un punct. Da, divizibile cu 5. Foarte bine. La fel, 0 și 5. Dar trebuie să fie la fel numerele. 500 și 555. Așa, da? Deci x-ul ăsta să fie același. Da. Deci, cum ăsta îți dă două variante, da, și ai clar că XX, da, adică nu este YX. Da? YX. Dacă ar fost YX, atunci 505, avea de fiecare dată, da? La fiecare poziție, alte, pentru fiecare X aveam câte două. Ar fost tot de model acela, tot, da, 20. Așadar, aici numărul lor este doar 2, pentru că avem 5, 0, 0. Sau 5, 5, 5. Da? 5, 5, 5. Da. Atât. Când un număr se împarte la... Când un număr se împarte la 3? Sumele celor sale sunt 4. Când suma celor sale ne dă la adunare un număr care se împarte exact la 3. Ia scrie la asta, să scriu. Un număr se divide la 3. Un număr se divide la 3 când suma cifrelor sale, când suma cifrelor sale ne indică un număr ce se împarte exact la 3. Și dați-mi, suma, vă rog, cifrelor sale. Da, când suma cifrelor sale ne dă un număr, ne dă un număr care se împarte exact la 3. Dați-mi, vă rog, exemple de numere care sunt par la 3. 6. 6. Da. 3. Cum? 3 se împart la 3. 3, 6, 9, 12. Da, ia să vezi, 12 are, el e deștept așa. Ia să adunăm 1 și cu 2. 1 și cu 2, 3. 3 se împart la 3.
Da? Deci ăsta e motivul. Altul, după 15. 15. 1 și 5, 6. 6, 4 la 3. Să spunem 18. E bun? Ia să vedem. 1 și cu 8? 1 și cu 8, 9. 9, 4 la 3. 256. Ți-a scris 256. Vedeți dacă 256 împarte la 3. Adunați 2. Hai, 2 plus 3. Adunăm cifrele care compun numărul. Da? Deci 2 plus 3. Sau 2 plus 5 este acum. 2 plus 5. 2 plus 5. Cât 13, bine? Adică te-am zis eu 256, da? 256. Păi suma cifrelor sale înseamnă 2 plus 5 plus 6, 7 și 6, 13, da. Care nu se împarte. Deci nu se împarte la, la cine nu se împarte? La, la 3. Trebuia să împarte exact la 3. Da. Înseamnă că numărul ăsta rezultă că 256 nu se divide, nu se divide la 3. Ia faceți voi împărțirea, poate e greșită, poate acum ăsta se împarte. Ne-am dat 718. Cât? 718. S-a împărțit exact, da? Da? Deci 256 împărțit la cât? La 3. 256. Împărțit la 3 merge de 7 ori. La 3? Și... greșit. Păi cum să împarți 256 să facă 700 și la 3? Păi, uite, Cristina. Deci, trebuie să fii atentă. Ai numai 256 de lei, împarți la 3 oameni și le dai câte 700. Păi cum să fie așa? Da? Cât, nu merge, da? Nu merge restul este un... Da, e deșteaptă chestia. Ia mai dați voi, luați un număr la întâmplare. La întâmplare și până cercetați dacă... 798. 798. Și vedeți, împarte la 3? Dar nu faceți împărțile la 3. Faceți adunarea cifrelor. Ia vedeți. Câte face? Hai, haideți. 24. Suma a făcut 24? Da. Și 24 se împarte la 3. Da. 24 se împarte la 3. Că 3 ori 8, 24. Da. Înseamnă că numărul se împarte la 3. Înseamnă. Deci... conduce Ștefania. 3 în 7. De 4. De 2 ori. 2 ori. 3. 6. 1. Cobor pe 9. 3. 5 ori 3, 15. Cred că de 6 ori chiar. Da, 6 ori 3, 18. Când noi ducem cât mai apropiat. Da. Restul este 1, 8, 6 ori 3, 18. Da, s-au părțit exact. Deci tu poți să știi înainte. Da. Dinainte poți să știi dacă un număr se împarte sau nu la 3. Aduni suma cifrelor și dacă îți dă un număr, în urma adunării îți dă un număr care se împarte exact la 3, atunci acela e număr deștept. Da. Hai să mai iau un număr aici. 7. Luați 999. 999? Da. Păi ăsta e vizibil. E trebuie 927. E, nu râdeți. Da? Da, eu zic așa. 9x9. Găsiți-l pe x încât să se împarte exact la 3. Găsiți toate numele de forma asta, încât se împarte exact la 3. Păi trebuie să găsim o cifră din mijloc care se împarte și la 3. Nu? Păi noi tehnica o știm, suma cifrelor. Da. Suma cifrelor noi trebuie să facem. Și zicem 9 plus 9. 9 plus 9, 18 plus x să se divide la 3, da? X-ul începând să ia valori de la, din, de la 0 încolo. Chiar și 0. Ia să vedem. Pentru x egal cu 0, ce se întâmplă? X egal cu 0, care va fi suma? 18 plus 0, care face 18 și se împarte la, da, la 3. Deci rezultă că numărul
9, 0, 9 se împarte exact, se divide la 3. Da? 9, 0, 9 se divide la 3. Apoi x egal cu 1. Ia să vedem. Pentru x egal cu 1, rezultă că suma este 18. 18 plus 1, care face 19, nu se divide la 3. Înseamnă că numărul 919, adică 919, nu se împarte la 3. Să urmeze x-ul egal cu 2. Hai să vedem. X egal cu 2. Merge? Pentru x egal cu 2 avem, numărul este 18 plus 2 face 20. 20 nu se împarte la 3, da? Deci nu merge. X egal cu 3 acum, hai să vedem. 18 plus 3, 21, care se divide la 3. Deci numărul 9, 3, 9 se divide sigur la 3, dar trebuie să facem împărțirea. Deci iată, în prim x care e bun, x-ul 3. Da. Următorul x, dacă 0 și 3. 0 și 3. Și altul 6. Cred că 6. 9, 12. Și dacă 9 poate să fie 12? Adică da, x-ul poate să fie 12? Până la 9. Deci, iată, numerele sunt acestea. Care se împart așa, sunt numele 909, 939, 969 și 999 sunt toate numele care se împart la 3. Ei, ia să mai facem la next frumos. Să se găsească toate numerele de forma, de forma 3AB, de forma 3AB, care se divid la 6. Deci găsească toate numărul. La... Care se divid, adică se împarte exact, da. Asta înseamnă că se divid, la 6. Deci se găsească toate numerele, încât să se împarte la 6. Cine sunt? Păi luăm mai întâi... Nu avem acolo. X egal cu 0. Am luat cu A și B eu acolo. Da, așa. Faptul că se împart la 6. Adică se împart la 2 și la 3. Deci și la 2 și la 3. Că 6, 6 e egal cu 2 ori 3. Da. Deci cum noi avem pretenția să le găsim pe cele care se împarte exact la 6, cum 6 îl încorporează și pe 2. 323, 332. Zice așa, să dăm la întâmplare, da? Da. 300 cât? Deci 323. 323. Asta s-ar împărți la 3? 3. Deci 3 cu 2, 5. 5 cu 3, 8. 8. Dar la 2 s-ar împărți? Faci împărțirea, nu? Da, te-ai apucat de făcut împărțirea. Foarte bine! Dar n-avem criteriu. Ba da. Când, nu se pare, nu se împarte. Când se împarte la 2? Când ultima cifră este pară. 0, 2, 4, 6, 8. Deci noi nu ne-am urcat privirea și știm dacă se împarte. Dacă ultima pentru cifră... Pentru că este numărul par. Trebuie să fie numărul par aici la sfârșit, da? Deci câtă vreme tu observi aici că nu-i număr par, gata, nu se împarte la 2. Deci când la sfârșit aici este o cifră care nu este pară, da, nu se mai împarte la 2. Așadar, atunci zicem, 3AB se divide la 2 dacă și numai dacă B-ul aparține mulțimii numărilor 0, 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Și acum,
Cazul întâi. Luăm B egal cu 0. Deci B egal cu 0. Și atunci numărul devine 3A0. Care i-a rămas să se divide la cât ăsta? Asta la 2 se împarte. Da. Dar trebuie să se divide și la 3. Când la 3? Când un număr se împarte la 3? Suma cifrelor sale este impar. Suma cifrelor sale îți dă un număr care se împarte exact la 3. Da. Deci aici trebuie să zicem 3 plus A plus 0 3 plus A plus 0 egal cu, să vedem cât ne dă, 3 plus A plus 0 se face 3 plus A, nu? 3 plus A și trebuie să dea, după ce înlocuim pe A, un număr care se împarte exact la 3. Cât se pune pe, în locul lui A, încât să se împartă la 3? 3. 3, bună, dacă că 3 și cu 3 fac 6, da? Dar poți fi și 0. Da, 0 puțin. Că 3 și cu 0 face 3 care se împarte la 3. Deci A o poate să aparține, A aparține mulțimii valorilor, 0 ai spus odată, 3, apoi 6, 9, pentru că 9 și cu 3 fac 12, da? Deci pentru, varianta în care am luat pe B egal cu 0, are șanse să prinde 4 poziții. Și atunci numele sunt, hai să vedem, numele care, pe care le avem sunt următoarele. 3, B-ul rămâne 0 da. Tot timpul, A însă are posibilități să fie 0, 3, 0, 3, 9, 0. Adică un set de numere, da? Asta a fost când am luat pe B, cât am luat? Pe B egal cu 0. B-ul ce mare pe urmă șansa? Să fie 2. Deci pentru B, cazul 2. Pentru B egal cu 2, atunci numărul devine 3A. Nu, 3, 2, 0. Nu, păi B-ul e la sfârșit. A, 3, 0, 2. 3, 0, 2. Nu, 3A, 0. 3A2, pardon. 3A2, până așa. Că l-am locuit numai pe B, mai cu. Ce l-am locuit pe B? Cu 2. 3A2, da? Și ca să se divide, la 3, dacă și numai dacă, suma cifrelor sale, adică 3 plus A, plus 2 plus A, de ce să spui tu B? B-ul e deja l-am locuit. Da? 3 plus 2 plus A, care face 5 plus A, să se divide la 3. Ce A să puneți voi acum, încât să se divide la 3? Dați-mi un exemplu de A, încât 5 cu numărul acela, 1, sigur că da, 1, apoi. 1. Un alt exemplu. Deci eu zic 1, că 5 cu 1, cât face? 6, se împarte la 3. 4. 5 cu 4. 4. Deci 1, 4. 4. De la 1 la 4, cât ai spus? 3. De acum, tot 3. 4 și cu 3? 7. 10. Dar poate să fie 10? 9. Numai până la... Atât. Numai... Atât. Și gata, atât trebuie. Așadar, pentru situația în care aici am luat pe, B egal cu 0, da? Acum pe B egal cu cât luăm? B egal cu 2. Și avem, pentru B egal cu 2, avem ce variante? Dacă au niște la sfârșit, avem 3, 0, 1. 3, 0, 1, așa ai zis, da? Da, 3, 0, 4. 3, 0, 1, așa. 3, 0, 4. 3, 1. 3, 1. 3, 1, 2. B-ul este... Uite-te aici, Cristian. Da? 3, 1, 2. 3, 4, 2. 3, 7, 2. Da? 3, 7, 2. Și așa ne ducem primul la B egal cu 4.
și la B egal cu 6 și cu 8. Da? Și găsim toate numerele acelea. Sinteza zilei. Da? Sinteza zilei. Sinteza orei, hai să zicem, da? Sinteza orei. Ce lucruri am făcut astăzi? Hai să vedem în testul tău. Scoaterea. Puteri, operație cu puteri. Da. Puteri. Operație cu puteri. Cu puteri. Scoaterea factorului comun. Da. 2. Factor comun. Factor comun. Apoi. 3. Ce-am mai făcut? Divizibilitate. Nu am făcut divizibilitate, la tine am făcut, dar la ea. Dar am mai făcut acolo. Ia uite pe testul acela, că multe chestii am făcut. Deci putere, operație cu putere, factor comun. Să aflăm ecuații de cele de aflat, da. Tot puteri și operație cu puteri. Comparație. Compararea a două puteri. Compararea a două. Da? A. Două puteri. Ultima cifră. Cu baze și exponenți diferiți, nu? Cu baze și exponenți. Exponenți diferiți. Apoi. Patru. Ultima cifră a unei puteri, nu? Și cuburi perfecte și pătrate. Pătrate perfecte. Perfecte. Punct și virgulă, cuburi. Perfecte. Perfecte. La mine divizibil. Un pic, mă lasă-mă că mai am ceva. 5. Ultima cifră, nu? Da. Ultima cifră a unei puteri. Iar când am trecut lecția a doua, partea a doua, 6, deci așa a fost prima lecție a lui Ștefania, da? Da. Și la 6, la tine, am făcut divizibilitate, criterii de divizibilitate, nu? Da. Divizibilitate, divizibilitate, criterii de divizibilitate. Da, asta a fost. Așa, dar, dragilor, ne oprim aici, s-a terminat lecția la clasa a 5-a și urmează clasa a 4-a. Bun, la revedere. Pentru că vă aștept mâini cu drag. Să faceți absolut tot ce se vede aici? Da, da, da. Foarte frumos. Deci avem peste 1000 de ore de film cu noua tehnologie apicolă. Da. Deci eu am inventat un nou model de stup. O nouă tehnologie care schimbă complet filozofia apiculturii în lume, nu așa în România. Albina are aceleași nevoi peste tot. Cât ajunge așa o ladă de aceasta? Am un constructor undeva în țară care face stupul ăsta. De 4 ani de zile invenția făcută. Da. Invenția făcută, registrați la OSIM, deci este o chestie... Dar nu prea am loc acolo, că aș face și eu măcarpul. Da, dar vedeți filmele astea că se rulează continuu. Și vă puteți documenta. Deci dumneavoastră, când aveți timp, vă puteți documenta în legătură cu noua tehnologie, pentru că sunt filmele din 2010, am impresia, continuu pusă pe internet. Da? Și aveți pe luni de zile, dacă intrați la video apicultură, învățați foarte multe lucruri. Video apicultură? Da, da. Deci la Prof Online, când intrați acolo, da. Sunt două capitole, video matematică, video apicultură. Și dați click pe video apicultură și intrați în noua pagină unde e numai apicultură. Aha. Da? Acolo vedeți. Și vă înțeapă la mână așa? Înțeapă, dar ce? Eu țin cont de ele. E treaba lor. Ia dumneavoastră, aveți atât.